Ionelescu, 857. Daniel, capitolul 1, începem citirea cu versetul 1. În al treilea an al domniei lui Achim, împăratul lui Iuda, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului și l-a împresurat. Domnul a dat în mâinile lui Ioachim, împăratul Iuda, și o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Nebucadnețar a dus vasele în țara Șineară, în casa Dumnezeului său, și le-a pus în casa visteriei Dumnezeului său. Împăratul a dat poruncă lui Așpenaz, căpetenia familor săi dregători, să-i aducă vreo câțiva din copiii lui Israel, de neam împărătesc și de viță boierească, niște tineri fără vreun cusur trupesc, frumoși la chip, înzestați cu înțelepciune în orice ramură a științei, cu minte ageră și pricepere, în stare să slujească în casa împăratului și pe care să-i învețe scrierea și limba aldeilor. Împăratul i-a rânduit pe fiecare zi o parte din bucate de la masa lui și din vinul pe care îl bea el, vrând să-i crească timp de 3 ani, după care aveau să fie slujba împăratului. Printre ei erau și dintre copiii lui Iuda, Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Căpetenia familiilor dregători le-a pus însă alte nume. Și anume lui Daniel le-a pus numele Belșațar, lui Hanania Șadrac, lui Mișael Meșac și lui Azaria Abednego. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alesele împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia familiilor dregători să nu-l silească să se spurce. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpeteniei familiilor dregători. Căpetenia familiilor a zis lui Daniel: mă tem numai de Domnul meu împăratul, care a hotărât ce trebuie să mâncați și să beți, ca nu cumva să vadă fețele voastre mai triste decât a celorlalți tineri de vârsta voastră și să-mi puneți astfel capul în primejdie înaintea împăratului. Atunci Daniel a zis îngrijitorului, căruia încredințase căpetenia familiilor privegheri asupra lui Daniel, Hanania, Mișael și Azaria: încearcă pe robii tăi 10 zile și să ni se dea de mâncat zarzavaturi și apă de băut. Să te uiți apoi la fața noastră și la celorlalți tineri care mănâncă din bucatele împăratului și să faci cu robii tăi după cele ce vei vedea. El i-a ascultat în privința aceasta și a încercat 10 zile. După cele 10 zile, ei erau mai bine la față și mai grași decât toți tinerii care mâncau din bucatele împăratului. Îngrijitorul lua bucatele și vinul care le erau rânduite și le dădea zarzavaturi. Dumnezeu a dat acestor 4 tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrieri și înțelepciune, mai ales însă a făcut pe Daniel priceput în toate vedenile și în toate visele. La vremea sorocită de împărat, ca să-i aducă la el, căpetenia familiilor i-a adus înaintea lui Nebucadnețar. Împăratul a stat de vorbă cu ei, dar dintre toți tinerii aceia nu s-a găsit niciunul ca Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. De aceea ei au fost primiți în slujba împăratului. În toate lucrurile care cereau înțelepciune și pricepere și despre care îi întreba împăratul, îi găsea de 10 ori mai destoinici decât toți vrăjitorii și cititorii în stele care erau în toată împărăția lui. Așa a dus-o Daniel până în anul din tâi al împăratului Cir. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Stimați tineri, iubiți frați și surori, mă bucur că din nou, după un an de zile, sunt împreună cu dumneavoastră în sânul comunității din Nătlac. Vă aduc salutări sfinte și frățești din partea tineretului din sânul comunității noastre, din partea bisericii, a bordului pastoral, cu harul, pacea și îndurarea să vă fie mulțite tuturor. Amin. În seara aceasta vorbim despre un tânăr. Un tânăr ca mulți alți tineri, dar a cărui nume a rămas pe paginile Sfintelor Scripturi. Un tânăr despre care Dumnezeu îi spune om prea iubit și scump înaintea Domnului. Un tânăr care n-a început viața lui de tinerețe în cele mai bune auspicii și cele mai bune stări. Ne spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu a dat pe Israel în mâna lui Nebucadnețar, cel mai puternic imperiu de la vremea respectivă, imperiul babilonian care nimicise pe cel asirian. Și Nebucadnețar, sau cum îl găsiți în istorie sub numele de Nebucodonosor, a venit și a înconjurat Ierusalimul și după un oarecare asediu, a cucerit Ierusalimul, a luat prinși de război, a luat din vasele casei Domnului și a strămutat pe toți oamenii de seamă în Babilon. A dat poruncă ca dintre tinerii lui Israel, din familie și din viță nobilă, să ia câțiva tineri, să-i aducă acolo la el, ca să învețe limba și scrierea haldeilor, ca să-i rupă totalmente de neamul din care se trăgeau ei. Nu numai că le-a nimicit templu, nu numai că le-au luat vasele sfinte, nu numai că a lăsat în urmă ruină și moarte, ci efectiv le-a schimbat numele,
Pe Daniel l-au numit într-un fel și pe ceilalți prieteni ai săi în alt fel. Și iată-i aici obligat să ia parte la masa împăratului, să mănânce din mâncarea împăratului, și bineînțeles că era o onoare să mănânci la mâncarea împăratului, pentru că toți mâncau ce apucau. Împăratul mânca numai marfă de calitatea întâia, vin de calitatea întâia. Și împăratul îi cheamă pe tinerii aceștia pentru 3 ani de zile la masa lui, ca din bucatele sale și din vinul său de calitate superioară să mănânce și să bea tinerii aceștia. În timpul acesta urmau să învețe scrierea și limba haldeilor, să se descurge în problemele administrative ale întregului imperiu și ca oameni crescuți de el și în care investea, urmau după aceea să aibă grijă de tot imperiul pe care l-a cucerit. Daniel a intrat pe porțile Babilonului ca rob. N-a mers în Babilon să facă facultatea, nici n-a mers să petreacă concediul acolo, ci a intrat forțat ca rob. Și mesajul meu se numește Daniel de la robie la autoritate. Pentru că în timp tânărul acesta, care intră ca rob, fără părinți, fără rude, fără pile, fără relații, doar cu Dumnezeu în suflet, de la robia aceea, ajunge să aibă autoritate peste tot imperiul babilonian, care încă o dată vă reper, era puterea mondială a timpului respectiv, și în timp ce împărații imperiului se perindă unul după celălalt, Daniel asigură continuitatea la palatul imperial, rămânând acolo și sfătuind pe rând pe fiecare din împărat rânduit de Dumnezeu pentru o vreme să fie acolo. Cum a reușit tânărul acesta această performanță deosebită? În timp ce alții se pierd în lumea aceasta, în timp ce sunt asimilați de metropole, sunt asimilați de filozofii, sunt asimilați de sistemele în care intră, el a rămas dintr-o dată un om apreciat și de oameni, dar în mod special de Dumnezeu. Pentru că traseul lui poate fi traseul oricăruia dintre noi. Pentru că drumul lui poți să-l începi tu astăzi. Și de la robie și de la stări în care efectiv n-ai drepturi, nu te vezi un nimeni, un nimic, fără absolut nimic, Dumnezeu te poate ridica pe anumite culmi, pentru că El conduce istoria, El are la dispoziția Lui 10 miliarde de îngeri, El deschide uși care stau închise și El închide uși pe care alții vor să le deschidă, pentru că este Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. De aceea aș vrea să urmărim traseul Lui și mi-aș dori ca acest traseu să fie și al tău. Un traseu prin care o fată, un băiat, alege anumite lucruri. Primul lucru pe care vreau să vi-l subliniez la Daniel este că el dintotdeauna a știut cine este. Toate deciziile lui de mai târziu au fost luate în funcție de cine era el. Ne arată Sfânta Scriptură, în primul rând aici este fără părinți. Unul dintre suporturile cele mai importante pe care le avem în viață sunt părinții noștri. Nu știm ce s-a întâmplat cu părinții lui Daniel. Nu știm. De obicei, când o putere cotropitoare ia copiii, părinții nu spun, ai luați, avem prea mult sau ăsta. Nu, nu. De obicei, părinții se împotrivesc. Și ca atare rămân morți ca copilul acela să poată fi luat. Nu știm ce s-a întâmplat cu părinții lui Daniel. Scriptura nu ne spune nimic. Însă Daniel aici este fără părinți, fără suportul cel mai apropiat cu care s-a obișnuit din totdeauna. Ce îi zice dacă dintr-o dată ți-ai pierde părinții? Nu-i așa cu o grămadă de tineri din zilele noastre de atât intră în depresie? Dintr-o dată își pierd busola? Nu-și pot reveni? Cam cum ar fi trebuit să arate Daniel după momentul ăsta când părinții lui, din diferite motive, nu-i lângă el? Nu numai atât, își pierde țara. El era evreu, el locuia în zona aceea a lui Israel și dintr-o dată este luat și dizlocat din țara lui, din lunca unde se juca el, din zona prieteniilor pe care le avea el și dus într-o țară străină. E adevărat că Babilonul era o metropolă uimitoare la timpul respectiv. E adevărat că avea niște porți de intrare. E adevărat că era cel mai dezvoltat oraș al timpului respectiv, Babilonul. Dar cu toate astea, țara lui era alta. Și țara lui a rămas în fum și în ruină. Cam cum ai intrat tu în Babilon gândindu-te că ești fără părinți, ești fără țară și dintr-o dată parcă nu-ți ajunge, îți schimbă astea și numele. Îți schimbă numele. Din numele dat de părinți cu care cu atâta drag ai auzit chemându-te și cu atâta drag ai auzit strigându-te, dintr-o dată îți dă un nume străin pe care tu să-l porți.
Eu am văzut o grămadă de tineri care le-a întâmplat ceva mult mai puțin. Și-au pierdut telefonul preferat. Și n-ai mai avut cu cine vorbi 3 zile. Efectiv, nu mai... Dintr-o dată nu mai poate cânta, nu se mai poate rogi, e blocat, efectiv. Și alte lucruri mărunte. Te-a supărat tata când ți-a spus să vii la ora 10 în casă. Să vii, indiferent cât te întâlnești cu prietenii, dar la 10 intri în casă. Bosul umflat, supărat, te gândești că așa ar fi trebuit să arate Daniel când intra în Babilon, nu? Uitați-vă puțin la el. El toată atitudinea asta o avea schimbată pentru că știa cine-i. În primul rând, Daniel știa că e din poporul lui Dumnezeu. El aparține unui popor aparte. Chiar dacă poporul ăla este pedepsit, chiar dacă acum poporul acela, Dumnezeu i-a vândut altor popoare, totuși el aparține de un popor special. Știți că de foarte multe ori ne pierdem această identitate? Ne cheamă Dumnezeu să facem parte din poporul lui. Și spune Sfânta Scriptură, nu vă mai dau citatele, voi care altădată nu erați un popor, ați devenit poporul lui. Și ne place câteodată să ne dăm cu, băi, uite-te cum e în lume, domnule, uite cum se prezintă ăștia, uite ce stil au ăștia de a lucra. Domnule, ăștia lucrează cu înțelepciune, ăștia lucrează cu tare, dar la noi n-ai ce vedea, la noi. La noi ne certăm unii cu celălalt, la noi parcă am fi evrei. Parcă am gândit așa, ce-i face în situația asta? Băi, om fi noi cum om fi, ne-om certa la un moment dat, nu ne-om înțelege, dar Dumnezeu are un singur popor în lumea asta care a lui și nu-s babilonii, sunt evreii și os evreu. Stimații mei, faci parte din poporul lui Dumnezeu? Pentru că văd că cochetăm împrejurul poporului Dumnezeu, da? Tătă ziua cu ochii peste gard. Tătă ziua la poporul celălalt, cum se distrează ei, ce fac ei, ce anume poartă ei, cum se îmbracă ei, cum se machiază ei, prieteniile lor, cam am vrea ca toate să le aducem aici. Daniel a plecat din robie la autoritate pentru că a știut cine este. Restul, aș vrea să vă spun, au mai fost copii de evrei acolo. Au mai fost copii de evrei, dar din numele lor nu știm. Nu știm. Peste puțin timp mâncau de la masa împăratului, beau vin de la masa împăratului, nu știm ce alcoolici au devenit, nu știm ce au devenit ei, cert este că Scriptura nu ne spune nimic de ei. Dar Daniel, toate deciziile lui le-a luat prin faptul că a știut cine este. Și pentru că a știut cine este, a știut că are voie anumite lucruri și pentru că este ceea ce este, anumite lucruri n-are voie să le facă. Chiar dacă asta costă. În rest, ceilalți, încă o dată vă repet, nu știm pe unde sunt. Nu ne spune Scriptura despre ei. De ce? Pentru că și-au pierdut identitatea. Ai o identitate clară? Pentru că, stimații mei, acolo Daniel era fără templu, fără preoți, fără loc de închinare. Și cu toate astea, Daniel a știut că este un închinător. A știut să se roage. A știut că asta e valoarea lui și că are un Dumnezeu care în cele mai grele situații, rob fiind, fără părinți fiind, fără țară fiind, cu oameni potrivnici împotriva lui, care efectiv i-au schimbat numele, el are o singură soluție, să se roage lui Dumnezeu. Și practica asta n-a pierdut-o niciodată în viață. De 3 ori pe zi, deschidea fereastra spre Ierusalim, nu conta unde era, nu conta ce poziție oficială ocupa, și se ruga lui Dumnezeu. Practica asta l-a costat să aibă cunoștințe cu leii flămânzi. L-a costat practica asta. Dar omul ăsta nu și-a pierdut deprinderea asta. Pentru că dacă ești din poporul lui Dumnezeu, ai un Dumnezeu măreț și acel Dumnezeu așteaptă închinarea ta. Nu vei lipsi niciodată să te închini, pentru că știi ceea ce ești. Dacă ai identitate, vei trăi lucrurile astea. Dacă n-ai identitate, rugăciune e opțională. Ai chef, te rogi. Ai semnal, te rogi. N-ai chef, nu te rogi. N-am semnal, domnule, n-am semnal. De obicei suntem cu semnalul jos. La politică avem semnal full. La sport, semnal full. La bani, totdeauna îi treci peste. De ce? Pentru că avem semnal la astea. La rugăciune, nu prea este semnal. Și toate lucrurile astea, încă o dată vreau să vă spun, nu-i de disponibilitatea mea și a ta. Este de identitate. De ceea ce ești tu. Ca ceea ce te identifici pe tine însuți. Poate v-am mai spus o altă slujbă. Lucram cândva într-o întreprindere și
la întreprinderea respectivă, eram necăsătorit. Cea mai frumoasă zi care apărea era sâmbăta, pentru că era ultima zi de muncă, după care urma duminica, când duminica mă duceam la adunare, mă rugam, cântam cu frații, avem și noi întâlniri de tineret. La vremea aceea veneau și tineri din localitate, veneau. Pentru că la discoteci se mai băteau pe acolo, se mai cafteau, scutare, se mai dădeau cu bocaci în gură, mai săreau dinți, mai cutare. La adunare niciodată nu se întâmpla. La adunare era rugăciune, era cântare, era frumos și băieții din lume și fetele din lume veneau la seara noastră de tineret, care se făcea o dată pe lună, pe timpul lui Ceaușescu asta, se făcea o dată pe lună. Foarte mulți dintre ei au rămas în biserică. Problema este că era fain atunci. Dar când venea lunea să mă duc la muncă, ăștia toți mă bagiocoreau, colegii mei, care duminica stătuse de zeaba la întreprindere. Băi, de ce n-ai venit? Că noi din pricina ta nu putem împlini și înșinalul. Tu n-ai venit aici? Și am spus, băi, dar voi a stat degeaba ieri, din câte văd eu pe aici, cum au rămas lucrurile de sâmbătă, voi n-ați mișcat nimic duminică. Da, dar pe noi ne-o ponta ca fiind prezenți. Scuza mea era atunci că îi spunea, băi, eu vreau să mă însor. Cu cine să mă însor? Cu strunguri, cu freză, cu ce să mă întorc? Din întreprinderea noastră, ce avem, mai macara, cu ce să mă însor? Mă duc și eu la biserică, găsesc o fată, mă duc și eu acolo, de-aia mă duc acum. Când m-o însura, probabil o-i vine și eu duminica, le-am spus eu lor. Și trăiam starea asta. Când venea sâmbăta, simțeam că sunt copilul lui Dumnezeu. Duminica nu mai vorbesc, avem semnal la rugăciuni, la părtășii, la cutare. Lunea abia întăream picioarele spre întreprinderi. Când mă mai luau și ăștia în ture, îmi pierdeam orice simțământ că sunt copilul lui Dumnezeu. Când venea și maestru și inginerii veneau, băi, voi trebuie să veniți, băi, mai ales neagul, trebuie să vii, să cutare, domnule, n-avem, bun, marța o mai ducem, așa, miercuri o mai ducem, joi, când știam că trebuie să vii sâmbăta, mă reveneam, începem să am simțăminte că sunt copilul lui Dumnezeu. Parcă simțeam că am viață veșnică, parcă simțeam că e fain, s-a apropiat sâmbăta, când se dădea drumul, eram pe culme, luni, în picaj, înapoi, și am început să cercetez Sfânta Scriptură. Trăiam simțământul ăsta, înăuntru meu și convingerea asta, că eu sâmbătă după masă eram copilul lui Dumnezeu și dacă mă întreba cineva, spuneam, până răgușam, da, sunt copilul lui Dumnezeu. Duminica nu mai vorbesc. Lunea nu mai știam dacă sunt copilul lui Dumnezeu. Marța eram sigur că m-a dezmoștenit tata ceresc. Sigur nu mai sunt copilul lui Dumnezeu. Nu sunt nimic. Așteptam niște tensiuni, 2, 20, 30 și sunt ceva. Nimic nu se înțeleg. Sâmbătă începeam să am semnal iară. Uite așa tata mă înfia și mă desvia. Mă înfia și mă desfia. Și am început să cercetez Scriptura. Și când am cercetat Scriptura, am aflat și când plouă, și când e soare, și când e sâmbătă, și când e luni sau marți, eu sunt copilul lui Dumnezeu. Am început să mă scol dimineața și înainte de a mă spăla pe dinți, eu spuneam, eu și astăzi sunt copilul lui Dumnezeu. Eu am viață veșnică, nu voi avea, am viață veșnică în mine. Îngerii Domnului tăbărăsc în jurul meu să mă păzească la întreprindere, să mă păzească la drum, la plecare și la venire. Aș vrea să vă spun, toată viața mea s-a schimbat din momentul ăla când mi-am aflat identitatea. Știam cine sunt. Ploua afară, mă așteptau ăștia să mă iei în ture, eu știam că sunt copilul lui Dumnezeu, intram mai mult ca un biruitor. Și după ce plecam de la șmotroloiala lor din momentul ăla, eu strigam, aleluia, eu sunt copilul lui Dumnezeu. Toată viața mea s-a schimbat din momentul când am știut cine sunt. Iubitul meu, nu o să poți rezista la provocările care vin dacă nu știi cine ești. Dacă astăzi ești copilul lui Dumnezeu, că ai venit în față și ai cântat, și mâine nu mai știi că ești copilul lui Dumnezeu, mai mergi așa, pierdut printre 8 miliarde, mai faci tu ceva, mai scăpi o înjurătură, mai cutare, mai iei o țigară, mai te împrietenești cu cineva, merge, că doar nu. Ori, iubiții mei, câtă vreme îți dai seama că ești copilul lui Dumnezeu, ai de la tine niște pretenții, păi eu sunt ceea ce sunt. Ca atare la nivelul ăsta, eu vreau să mă ridic la nivelul la care Dumnezeu mă tratează. De aceea vreau să vă spun primul pas al lui Daniel de la robie la autoritate, a știut totdeauna cine este. Și în baza a ceea ce a știut, a făcut al doilea pas. S-a hotărât să trăiască în sfințenie, știind cine-i. Știind că aparține poporului Dumnezeu, știind că se închină la Dumnezeu cel viu, Dumnezeul acesta viu este un Dumnezeu al sfințeniei. Este sfânt în primul rând. Și de aceea s-a hotărât să nu se spurce. Băi, dar te întreabă pe tine cineva? Că până la toată urmă așa era legea. Împăratul dăduse poruncă, domnule, oricine de aici mănâncă ce-i spun eu și bea ce-i spun eu.
Tu nu mai faci reguli aici. Ai fi făcut tu reguli la tine, dar nici acolo nu făceai reguli. Acum tu ești într-o altă împărăție, cu altul împărat și tu faci ce spun eu. Daniel s-a hotărât în schimb ca rob, n-avea niciun drept acolo, dar știind cine este. Că dacă nu știa cine este, frate, asta e situația, asta mi-a șerut, îți bucuros că nu mi-a șerut ceva mai mult. Da, atâta, tot eu puteam, mă mulez eu după lucrurile de aici, rămân sub acoperire în zonă, într-o zi o să spun și eu cine sunt și ce mai cred și eu, dar momentan nu prea mă pot împotrivi. Nu, nu, Daniel a spus, pentru că știu cine sunt și știu pe cine slujesc, ca atare m-am hotărât ca rob, fără niciun drept, să mă hotărăsc să nu mă spurc. După care am mers la cel ce era șef peste ei, ce răspundea de ei și a spus, nu mă sili să-mi calc peste conștiința mea. Ălaltul dându-și seama că e prins în menghină și el n-avea să pună rău cu niște tineri venit din nu știu unde, care n-aveau nici țară, n-aveau nici armată acum, n-aveau nimic. Le-a spus, știi că asta e problema? Problema este că mă tem de șeful meu, de împăratul. Că împăratul mi-a dat poruncă ce să mâncați și ce nu să mâncați. Mi-a dat poruncă a meniului vostru. Mi-a dat poruncă privitor la voi. Și atunci Daniel vine și spune, uite care e situația. Fă o probă cu noi. 10 zile. Dă-ne zarzavaturi. Că el a constatat că toate... De ce nu vrea Daniel să mănânce din mâncarea împăratului? Că conținea euri? Nu. La timpul ăla n-aveau. La timpul ăla mânca împăratul bio. Că n-aveau lucrurile pe care le dăm noi la ora actuală și... pe ierbicidele pe care le avem noi și toate celelalte chimicale. Nu le avea. Dar toată mâncarea împăratului era închinată lui Marduk, care era zeul babilonienilor. Toată mâncarea. Și tot vinul pe care îl bea împăratul era închinat lui Marduk. Și Daniel știa că ca și copil al lui Dumnezeu n-are voie să mănânce din mâncare și băutură închinată altui împărat. Pentru că asta era lepădare de credință pentru ei. De aceea a spus să nu mă silească împăratul să mă spurc. Noi bineînțeles că băgăm acolo carne de porc și altceva, că evreii n-aveau voie. Nu, nu, era vorba de o mâncare închinată la un alt Dumnezeu. Și din punctul ăsta de vedere este pus la probă 10 zile. Știi ce spune Sfânta Scriptură? Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete trecere. Dar de ce a făcut Dumnezeu ca Daniel să capete trecere? Pentru că s-a hotărât să se sfințească. Știți că înaintea lui Dumnezeu dorința de sfințire e mai importantă ca orice? Vă amintiți dumneavoastră de un om al lui Dumnezeu, de Iov? Spune Scriptura în Iov capitolul 1 cu versetele 1 și 2 în felul următor. Era în țara Uț un om care se numea Iov. Și omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. I s-au născut 7 fii și 3 fete. Avea 7.000 de oi, 3.000 de cămile, 500 de pereche de boi, 500 de măgărițe și un număr foarte mare de slujitori. Și omul acesta era cel mai de vază dintre toți locuitorii răsăritului. Cu ce începe Biblia? Cu cifra de afaceri, nu? Cu ce începe Biblia? Domnule, e senator, e parlamentar, e doctor, docent. Nu, nu, asta e ultimul. Era cel mai de vază dintre toți locuitorii răsăritului. Deci puneți orice titlu acolo la el. Cel mai important lucru în Biblie nu-i familia, că avea 7 fii și 3 fete. Nu era averea, ci cel mai important lucru era fără prihană și curat la... suflet, ăsta e primul lucru. Știți că foarte mulți oameni urmăresc toate celelalte, dar prima o ratează? Și se miră de ce Dumnezeu nu-i cu ei. Când se prezintă diavolul în fața lui Dumnezeu, m-aș fi așteptat ca Dumnezeu să gândească noi. Și îl întreabă pe diavolul, de unde vii? De la plimbare pe care am făcut-o pe pământ. Și m-aș fi așteptat ca Dumnezeu să spună, ai văzut câte măgăriță are Iov? Ai văzut câta mare de slujitor are? Ai văzut câte capuri de tir are ăsta acolo? Ai văzut câți bani învârte ăsta? Ai văzut că la el tot vin președintele, premierul, toți ăștia pe acolo, prin zonă, toți servesc masa la el. Ai văzut asta? Nu se văd astea, ci parcăm noi în parcare, nu se vede. Cifra noastră de afaceri nu se vede, cardul nostru nu se vede. Se vede dacă ești sfânt sau nu, atât tot. Atât tot. Cum, doamne, nu se vede nimic? Nu, nu, astea sunt bonusuri.
Singurul lucru care se vede de acolo și de care ține o cont este dacă omul ăla trăiește în sfințenie sau nu. De-aia e important pentru viața voastră. Nu știu ce veți realiza vreodată. Nu știu unde veți ajunge vreodată. Dar dacă vă păstrați în sfințenie, sunteți observabili la nivelul lui Dumnezeu. Și El trimite îngeri spre voi să vă deschidă uși care vi se pară închise și la care nimeni n-au acces. Dumnezeu i-a făcut să capete trecere. Nu numai că i-a făcut să capete trecere, ci își doreau toți ceilalți care mâncau din plin la masa împăratului, aveau ei. Arătau mai frumoși și mai grași. La timpul respectiv, grăsimea sau rotunjimile era considerată un standard al nivelului ridicat de trai. Aș vrea să vă spun, numai în ultima perioadă slăbiciunea este considerată ceva anume. Anumite fotomodele, bietele trăiesc numai din droguri, le bate vântul, le lasă radiografia pe perete. Dar alea sunt modelele noastre. Citiți câtă depresie în viața lor. Citiți lucrurile astea. Știți după război care era modelul? Uitați-vă și la poze. Cele care erau alese la timpul respectiv, cele mai frumoase femei, erau femei durdulii. Că după război, după foamete erai sătui de oameni slabi. Era sătul, toți scheletii umblătoare, s-au auzat și zgomotul de la oase. Și după război totul era efectiv cele mai durdulii. În ultima perioadă, toată masa asta vine și spune și doctorii și toți ceilalți, băi, nu mai mâncați atâtea, băi, lăsați cu tare, nu mai faceți așa. Dar permiteți-mi să vă spun, stimații mei, și poate va veni din nou vremea respectivă, nu știu ce va veni, nu discut eu acum anumite lucruri. Cert este că din punct de vedere al sănătății, tinerii aceștia erau bine. Ce să vă mai spun din punct de vedere a felul cum arătau? Dumnezeu știe să așeze, să arăți frumos sau frumoasă. Bineînțeles că avem și noi pârghiile noastre. Câteodată tare mă uit așa la mai mult fetele sensibile la frumusețe. Ele sunt frumoase de felul lor. Dumnezeu le-a creat frumoase. Nu ți mai înfrumusețează ele. Și ies în evidență când mă uit așa, văd câte o fată care e înfrumusețată artificial, cu tot felul de lacuri, de vopsele, de tencuieli, de tot pus pe el, ies în evidență. Eu îmi propun, dacă aș fi un băiat, doar nici nu mă uit, efectiv. Pentru că e o frumusețe care ceva ascunde, substraturile respective de farduri, ceva ascunde. Păstrați-vă naturalețea, pentru că Dumnezeu deschide uși pe care nu le vezi deschise. Dumnezeu știe compatibilitatea ta, știe să te așeze într-un loc și gândește-te că la un moment dat te chinui și cheltuiești o grămadă de bani să arăți frumoasă în stilul lumii. Și dacă de frumusețea ta este atras un om care e păcătos, ce faci? Spui, mă duc să mă spăl repede pe față ca să-l fugăresc pe ăsta din zonă? Sau ce faci în momentul respectiv? Ori, stimații mei, v-aș ruga tare mult, fiți originali, fiți frumoși din punctul de vedere și Dumnezeu vă face plăcuți, vă deschide uși care trebuiești. Și dacă o ușă rămâne închisă, lasă-o închisă că nu știi ce-i dincolo de ea. Vrei să vorbească un băiat sau o fată cu tine și ușa închisă, lasă-o mai închisă acolo. Nu da cu capul acolo, mai vii și cu geamantanele după tine. Uite, dacă te căsătorești cu mine, ai să uite ce am în trei stele, este împrumutat din altă parte, știți? Că trebuie să le dau înapoi. Nu fă presiuni de genul ăsta. Dacă o ușă Dumnezeu o ține închisă, lasă-o închisă. Dar ușile pe care Dumnezeu vrea să ți le deschidă, le va deschide pentru că trăiești în sfințenie. Nu că ai cunoștință la clanță și la încuietoare, nu, ci că trăiești în sfințenie. Dumnezeu i-a făcut să capete trecere. Gândim așa? Gândim în modul acesta? Eu am avut colegi de misiune, am avut prieteni, am avut cunoștințe care au încercat, domnule, trebuie să cauți, trebuie să mergi. Peste tot căutau, la un moment dat mai lăsau mai jos, mergeau mai sus, aveau tot felul de idei. Am văzut fete și băieți care au încercat să-L ajute pe Dumnezeu, au încercat să forțeze ușa cu ranga, au încercat să o deschidă ei, că vroiau neapărat să deschidă ușa la fata patronului sau la băiatul păstorului, au vrut să deschidă ușa respectivă. Însă Dumnezeu o ținea închisă. N-au înțeles asta. Au încercat să o forțeze. Au forțat ușa respectivă, e drept că și ușa s-a lăsat forțată, e drept că și ușa s-a lăsat. Și la un moment dat s-au căsătorit
Și după un timp a spus: Domnule, este un băiat bun, este o fată bună, dar nu-i ceea ce trebuia. Nu-i ceea ce trebuia. Nu-s visurile mele, nu-s planurile mele, nu mă ajută în lucrare. Și nu uitați, stimații mei, când un băiat se căsătorește cu cineva să-l ajute în ceva anume. Că nevasta este ajutorul potrivit al bărbatului. Așa e prin creație. Bineînțeles că foarte multe fete de ale noastre sunt pregătite de tați și de mame ca băieții să fie ajutorul lor potrivit. Și așa pleacă în căsătorie. Tu trebuie să mă ajut, trebuie să dai gustul la mâncare, trebuie să schimbi pampersul la copii, trebuie să aspiri prin casă. Păi, te-ai reșit poezii, reșit în timp și aspiri prin casă. Mergi și reșiți cât vrei tu. Dar nici nu se aude, tocmai e ideea. Și din punctul ăsta de vedere, dintr-o dată, ele cresc cu mentalitatea că ei sunt ajutorul potrivit. Biblia spune, femeia este ajutorul potrivit. Când fata crește ca să ajute, să sprijinească, se realizează ceva. Altfel, frații mei, forțezi la o ușă care crezi tu că e potrivită, frumoasă, nici nu te interesează tare mult de pocăință, mai și spui minciuni când mai mergi pe la adunare și te cunoști nu și păstori, nu mai forțezi cu ranga ușa și la un moment dat e adevărat că ajungi într-o zonă în care te-ai fi așteptat și constați dintr-o dată că nu ești ajutat, că nu ești înțeles, că cineva acolo dorește să te folosească doar ca fată și ca băiat. Nu-i mai bine acum să spui: Doamne, cel mai important lucru din ce am înțeles eu ca fată și băiat este să trăiesc în sfințenie, Doamne ajută. Și ușile pe care Tu mi le deschizi, eu voi intra pe ele. Și ușile pe care Tu mi le ții închise, nu contează cine, nici nu mă străduiesc să le deschid, pentru că și ușile pe care Tu le ții închise, e pentru altcineva. V-am mai spus la o altă întâlnire, aveam în sânul comunității noastre și avem la momentul actual un băiat pe care îl vedeam că stătea de vorbă cu o fată la pizza. Și am spus: măi, ce faci acolo? Frate Virgil, am ieșit cu o fată, s-o cunosc, văd ce gândește, ce planuri are, ce filozofie de viață are. Altădată când trec, iar văd cu o altă fată acolo. Păi, dar acum ești cu alta. Vreau să o cunosc și pe asta, vreau să văd ce gândește, ce cutare, bun. Când trec altădată cu altfel, păi tu ai schimbat-o. Și asta vreau să văd ce gândește. Când trec pe lângă pizzeria aceea de o bucată de vreme, nu-l mai văd pe ăsta. Mă întâlnesc cu el. Păi, Daniel, dar eram obișnuit, ba, așa să vezi. Și mai erau fete de cunoscut deja. Trebuia să mai verifici și gândesc și cutare. Ce s-a întâmplat? Frate pastor, m-am săturat să scot alte fete. Eu știu a cui e nevasta fie ea. Eu tot scot nevestele altora la pizza. Caut pe a mea, s-o găsesc pe a mea. Și-o căutat-o și-o găsit-o, slăviți fie Domnul. Iubiții mei, e adevărat că există oarecare căutare, dar dincolo de căutare nu te pune pe înțelepciunea ta și pe abilitatea ta, că nu știi ce este dincolo de piele. Biblia spune, cine găsește o nevastă bună, este un har pe care îl capătă de la... Frații mei, nu spune o nevastă frumoasă, că asta te poți orienta tu. Te uiți numai așa, spui, da, frumoasă. O nevastă bogată, te poți interesa, cine-i taixul, cine-i maixa, ce-i dă la căsătorie, parcă are ceva apartamente, cred că îmi vin vreo două. Te poți interesa. Apoi te poți interesa dacă este pregătită, ce facultăți are, ce școli are, te poți interesa. Dar bun, de unde ai aparatul ăsta? Bună pentru tine, de unde ai? Și Biblia spune, cine găsește o nevastă bună, asta i-o poate da numai Domnul. Dar Domnul dă asta la aia care trăiesc în sfințenie, Doamne ajută. Când El deschide ușa, îți dă așa ceva. Îți dă așa ceva. Îți dă ceva care nu ți-ai imaginat vreodată. Eu am spus și altă dată la dumneavoastră, când eu m-am pregătit să mă căsătoresc, m-am rugat Domnului să-mi dea pe cineva. Eu la vremea aia predicam, eram în comitet, eram dirijor de cor, mergeam în misiuni într-o parte și în alta și aveam nevoie de cineva care să mă ajute în lucrarea asta. Soția mea a făcut parte, era a 10 dintr-o familie de 14 copii. De obicei, ea, fiind a 10, o trebuie să crească pe ceilalți nepoți, care erau toată ziua cu copiii împrejurul ei. Atât au fost de pasionată de creșterea nepoților, că s-au hotărât să nu-s mai mărite. Era greu! Tătă ziua cu nepoți, tătă ziua cu ăștia care merg ca rachetele pe lângă tine, numai obosești numai uitându-te, nu-ți fugi după ei. Și... toată o sotărât. Și singurul lucru care i-a spus Domnului, i-a spus în felul următor: Doamne, dacă accept totuși să mă căsătoresc, să mă căsătoresc cu un lucrător să-l ajut în lucrare. În rest, nu vreau să mă căsătoresc. Și uite, așa am căzut eu în capcană.
M-am cunoscut cu ea, mi-a plăcut gândirea ei. Gândirea ei n-a fost ce vrea să realizeze, ce bani, ce... Atât a fost gândirea ei. Vreau să te ajut în predicare, vreau să te ajut în slujire, vreau să te ajut în domeniul ăsta. Atât tot. Nici nu a discutat cu altceva. Că ăsta era scopul ei, să mă ajute. Vreau să vă spun, am 33 de ani de căsătorie cu ea. Mă sună oameni aproape în fiecare zi pentru evangelizări, pentru mormântări, pentru logodne, pentru căsătorii, pentru diferite lucruri, să mă duc să predic. Mă sună la 100 ceva de kilometri, frate Virgil, de ce da cineva, are toată familia din nepocăiți, e nevoie evangelizare, pe lângă durerea asta, oamenii sensibili, vină până la noi, eu stau la telefon, în timp ce eu vorbesc la telefon, ea îmi pregătește costumul, ea îmi pregătește pantofii, ea îmi pregătește ciorapii, ea îmi pregătește, când eu am încheiat discuția, ea îmi spune, Virgil, ți-am pregătit totul, dacă Domnul te călăuzește și vrei să te duci, ai totul pregătit. N-a fost odată în 33 de ani să-mi spune, data asta nu te duci. Odată n-a fost. Vreau să vă întreb, stimate domnișoare și stimați cavaleri, cum găsești așa ceva? Pe baza înțelepciunii, câte vieți să trăiești să găsești așa ceva? Nu ai cum. Dar Domnul știe să dea, slăvit să fie Domnul. Ca atare, nu umblați cu rângi la ușă să forțați ușa. Efectiv, hotărâți-vă să trăiți în sfințenie, să vedeți ce-i place Domnului și ce nu-i place Domnului. Și rămâneți să trăiți în sfințenie, în curăție, într-o lume care se depărtează de Dumnezeu, într-o lume și unul tineri care spun, Doamne, stilul lumii, ce are, Doamne, dacă faci cu tare? Iubiții mei, v-aș ruga tare mult, fiți foarte atenți, foarte atenți. Sunt o grămadă băieți care strică fete și sunt o grămadă fete care strică băieți. Se pierde sfințenia, fecioria, castitatea, se pierde, după care... mai cârpim ce se mai poate, vrând să avem ce n-am avut. V-aș ruga tare mult, fiți foarte atenți, trăiți în sfințenie, Doamne ajută! Consiliere se face după aceea. Știu că de obicei la întrunirile noastre avem fete care și-au păstrat fecioria, avem băieți care sunt curați înaintea Domnului și îi provocăm cu asemenea mesaje, să continue să trăiască în sfințenie și trupească și spirituală. Doamne ajută! E foarte important lucrul acesta. Daniel, primul lucru pe care l-a făcut, am spus că a știut identitatea sa, a știut cine este și pe baza asta a mers la pasul următor și anume a trăit în sfințenie. Dumnezeu, pentru că a dorit să trăiască în sfințenie, i-a deschis ușa. Dumnezeu l-a făcut să fie mai frumos, să fie mai deosebit ca toți ceilalți. Și nu a ajuns lucrul acesta. Dumnezeu l-a făcut pe împărat să se plece în fața lui. Pentru că avea în împărăția aceea un om care trăia în sfințenie, plăcut înaintea Domnului, și avea un împărat arogant, care se credea șef peste toți, Dumnezeu îi dă într-o noapte un vis lui Nebucadnețar. Un vis care îl sperie grozav, se scoală ăsta din coșmarul respectiv, cheamă toți cititorii de stele și spune, am avut un vis. Și ăștia specialiști la tălmășii visului, fiecare pe ideea lui, spune-ne visul și noi avem tălmășirea la două dimineață. Ce-i problemă? Noi suntem specialiști. Spune-ne visul. Împăratul dându-și seama că ăștia șmecheri, traduc fiecare cum vrea el, ca să fiu sigur că traducerea e bună, spuneți-mi visul, că vă sponsorizez de o grămadă de timp aici, o grămadă de cititori, de stele, vrăjitori, toți mâncați la meața mea, sunteți bine, rotunjori, frumoși, așa, și n-ați nimerit odată. Ei, spuneți-mi acum care e visul, ca să știu și tălmăcirea. Bă, dar asta e o chestie care nu poate spune nimeni cu tare. Bun, dacă nu-mi dați tălmăcirea, am terminat cu sponsorizarea, dar se termină și cu voi. Veți fi executați. Ordinul acesta îl privea și pe Daniel, care făcea parte din tagma aceasta a înțelepților Babilonului. Și Daniel s-a dus la căpetenie și a spus, mergi la împărat să spune să ne dea un timp ca să ne rugăm. Și Daniel, pentru că știa cine este și cui slujește, a practicat rugăciunea împreună cu prietenii săi. Dumnezeu i-a descoperit visul, a mers la împărat și a spus, împărate, nu noi, nu eu, Dumnezeu are tainele. Ție ți s-a arătat așa, așa, așa și așa. Știți care e răspunsul? Spune Sfânta Scriptură, tot în cartea Daniel, în capitolul 2, cu versetul 46, în felul următor. Atunci împăratul Nebucadnețar a căzut cu fața la pământ și s-a închinat înaintea lui Daniel și a poruncit să-i se aducă jertfe de mâncare și miresme. Împăratul a vorbit lui Daniel și a zis, cu adevărat,
Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul Împăraților și El descopere tainele, fiindcă ai putut să descoperi taina aceasta. De ce s-a întâmplat lucrul acesta? Pentru că să-i arate lui Daniel și întregii lor oameni care ascultă cuvântul Domnului ce poate face Dumnezeu cu un om care se hotărăște să trăiască în sfințenie. Chiar autoritățile cele mai înalte sunt forțate să se plece înaintea ta, să se închine înaintea ta, recunoscând autoritatea acelor persoane. De ce? Pentru că a trăit în sfințenie. Și atenție, mai alaltă ieri, intra pe străbi, pe porțile Babilonului, ca și rob. Păi ce-a făcut ăsta? Ce relație are ăsta? Cu cine se descurcă ăsta? Simplu, pur și simplu, s-a hotărât să trăiască în sfințenie. E prea greu, băieți? E prea greu, domnișoarelor? Să te hotărăști să trăiești în sfințenie? Indiferent de ce va decide Nebucadnețar, indiferent de ce va decide guvernul lui, indiferent de ce legi dau ăștia așa a mejilor și a perselor care nu se pot schimba, da, indiferent de ce, eu doresc să-L cinstesc pe Dumnezeul meu și să-mi cinstesc identitatea mea. Și dintr-o dată, din umbră, apare Dumnezeu care deschide uși care altă dată erau închise, care îi face să arate mai bine ca toți ceilalți și numai atât, toți ceilalți încep să preceapă că în urma acestui tânăr, care ce-i drept, arată bine, este cineva mai măreț ca el, cineva pe care el îl respectă trăind în sfințenie. Dumnezeu să ne ajute. Al treilea lucru pe care l-a făcut Daniel, de la robie la autoritate. Nu numai că a trăit în sfințenie, ci a învățat. Știți câteodată băieții de pocăiți, dacă sunt pocăiți și trăiesc în sfințenie, nu mai învață? Nu mai învață, efectiv. Nu le mai place învățătura, de orice fel. Nu vorbesc aici numai de matematică, nu vorbesc aici numai de fizică. Vorbesc că nu mai învață de orice fel. El dacă ar putea să merge să câștigă bani, să-ți bea de treaba lui, sfințenia, frații mei, nu ne scutește de învățătură. Poți să înveți doar în momentul când recunoști că nu știi. Sfințenia nu îți dă informații pe care poți să le asiguri singur. Sfințenia este o stare pe care o trăiești, dar trebuie să înveți. Și ca să poți învăța, trebuie să recunoști că nu știi anumite lucruri. O meserie, ca să o poți învăța, trebuie să recunoști că nu știi. Și de la persoana de la care te poate învăța, să fii gata să înveți. Foarte mulți credincioși, și oameni chiar, dar și credincioși, de multe ori au aroganța aceea, domnule, totuși sunt pocăit, a să învăț eu de la netăiatul ăsta împrejur, dar dacă Dumnezeu ți-l pune profesor, de ce să nu înveți lucruri bune? De ce să nu înveți meserie? De ce să nu înveți șoferie? De ce să nu înveți sfaturi de viață de la oameni care au oarecare experiență? Ai discernământul să alegi între ce e bine și ce e rău, dar totdeauna fii disponibil să înveți. Scriptura ne spune că tinerii ăștia au fost aduși la Palatul Imperial ca să învețe scrierea și limba aldeilor. Mie nu-mi place să cred că Daniel și-a pus dicționarul babilonian Sara sub cap și a zis, Doamne, eu sunt pocăit. Te rog frumos dimineața când mă scol să vorbesc fluent babiloniană. Că doar dacă am pus dicționarul limbii lor, mâine dimineață o să știu de-a rostul să conjug verbele și propozițiile și absolut tot. El a învățat, stimații mei, a învățat. S-a pus pe învățat și învățătura înseamnă repetiție. Mama învățăturii, de fapt, asta este repetiția unor lucruri. Ori ca să înveți, vă mai spun încă o dată, recunoașteți că nu știți. Eu la momentul actual învăț. Învăț, de aia nu mă blochez. Sunt oameni care spun, băi, eu știu destul deja. Nu. Învăț. Ce mai pot, învăț. Și acum citesc cărți, și acum studiez, și acum mă aprofundez, și acum ascult pe alții. Dar învăț pentru că recunosc că nu știu totul. Știu prea puțin și pe măsură ce te adâncești în Biblie, constați că ești din ce în ce mai neștiutor. Că Biblia e o taină care cuprinde veșnicia și efectiv e surprins de Dumnezeu. N-ajungi niciodată să te plictisești de Biblie. N-ajungi niciodată, băi, știu deja, chestia este, le știu. Nu, totdeauna afli noutăți. Dar disponibilitatea de a învăța îți dă vigoare. Chiar dacă ești într-un corp mai în vârstă, dar dintr-o dată îl vezi că ăla e mai vioi. De ce? E disponibil să învețe. E disponibil să asimileze. E disponibil să compare. Ori, ca să poți învăța, trebuie să recunoști că nu știi. Apostolul Ioan, numit de teologi Apostolul Iubirii, a umblat cu Domnul Iisus Hristos 3 ani și jumătate, de a fost un seminar intensiv așa, că Petru la un moment dat spune, Doamne, noi am lăsat totul și te-am urmat. Dar ăștia nu veneau joia seara 2 ore și după aia ziceau acasă. Veneau duminică dimineața, se prezentau iarăși, după aia plecau acasă la mează să odinească, seara, dacă mai veneau, dacă aveau chef, dacă nu,
Ne vedem săptămâna viitoare la seminar. Nu, nu. Ăștia au lăsat nevastă, au lăsat copiii și 3 ani și jumătate au umblat cu Domnul. 3 ani și jumătate. Unul dintre ei a fost apostolul Ioan. Scriptura ne spune că după 3 ani și jumătate Domnul a murit, a înviat și s-a înălțat la ceruri. Și în insula Patmos se prezintă în vedenie, în descoperire, trece dincolo de lumea asta vizibilă în lumea lui Dumnezeu și îl vede pe Iisus Hristos. Spune Sfânta Scriptură că văzându-l pe Iisus Hristos m-aș fi așteptat la oarecare familiarizare. Și spune el, când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. După care vede o revelație deosebită pe care o are altă ființă cerească. O mulțime de oameni îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mână, care lăudau pe Dumnezeu. Și ființa aia cerească, în loc să-i explice lui ăsta care era venit acolo în trecere, în excursie, venit prin Duhul în zona lor, să-i explice lui ăsta care e situația, îi pune lui o întrebare provocatoare, care e foarte provocatoare pentru noi creștini. După ce stăm cu Domnul, după ce studiem, după ce suntem apostolei Domnului, n-au 90 ceva de ani, cum era Ioan. Cine sunt aceștia și de unde vin ei? Și m-aș fi așteptat ca Ioan să-și facă șuc, să spună, da, am stat cu Domnul 3 ani și jumătate, da, am experiență în pastorație, da, am văzut o grămadă de lucruri. Părerea mea teologică este că ăștia îmbrăcați în haine albe sunt cu tare și cu tare și cu tare și să ne cheltuiască vreo câteva foi din Biblie cu părerile lui. Dar Ioan vine simplu la 90 ceva de ani, omul care a stat cu capul pe pieptul Domnului Iisus și spune simplu, nu știu. Și așa aflăm și noi și Nisăia. Pentru că el a recunoscut că nu știe. Acum când voi o spuneți întrebări, puteți spuneți întrebări de care vreți voi. Eu deja am răspuns la unele dintre ele. Nu știu. Și gata. Trebuie să recunoști că nu știi. Doar când recunoști că nu știi, poți să înveți. I-am întâlnit oameni care știu totul. Mai ales în mediul ăsta tineresc așa. Și poate și dintre voi sunt aici. Te-a pus să vorbești cu el și îi spui, uite, vreau să-ți spun ceva de... Știu, cunoști ce vrei să spui. Ce am vrut să spun? Pe asta, n-ai vrut să spui asta. N-am vrut să spun asta. A, da, n-ai vrut să spun, dar ce ai vrut să spun? Păi am vrut să spun, știu și asta. Păi lasă-mă, măi, să termin măcar, să am bucuria de termina o propoziție, măi. Lasă-mă, că el știe tot. Ori să vedeți că ăla când stai de vorbă cu el, chiar nu știe nimic. Decât să te întrerupă. Ori din punctul ăsta de vedere, v-a șugat tare mult. Făceți-vă timp să ascultați. Pentru că nu știți totul. Și ca să poți ști, recunoaște că nu știi. Bine, faza a doua, fii pregătit să înveți de la alții. Nu știi totul. Biblia spune că cunoaștem în parte. Adică, o parte mi-a descoperit mie Domnul și o parte ți-o descoperit ție. De tu nu o să poți veni la mine și spui, frate Virgil, oprește puțin, dă-mi voie să-ți prezint eu ce mi-a descoperit mie Domnul. Nu poți. Dar dacă eu mă împrietenesc cu tine și ne întâlnim și vii, uite, vreau să vă spun o experiență. Ce experiență? Păi uite așa, uite așa, și dacă eu încep, da, da, și cum am mai fost? Și te întrerup continuu. La un moment dat spui, frate, am vrut să spun, dar las așa. Și dintr-o dată nu mai mă pot îmbogăți cu partea ta. Eu aș vrea să vă spun că ideile pe care le am eu în predici și frață mă ascultă pe internet și mă invită la bisericile lor, toate sunt ale mele. Aș vrea să vă spun asta, dar spun o minciună. De ce? Pentru că toate ideile sunt date de femei și bărbați care nu vor ajunge niciodată la învânt. Mi-am făcut timp, am ascultat și am văzut gânduri deosebite. Eu de obicei la mine totdeauna am pix sau câte două câteodată. Hârtie albă am totdeauna la mine. După ce am stat de vorbă cu un om, mi-am notat ideile respective. Am luat ideile alea și le-am plasat unde trebuie în învățătura Sfintelor Scripturi. Și la momentul actual pot scoate din învățăturile respective pe care mi le-au descoperit, că era partea lor descoperită de Domnul. Mi-au împărtășit-o mie și eu la rândul meu vă împărtășesc vouă. Voi foarte mulți luați, băi, ce deștept e omul ăsta. Nu sunt așa deștept. Mi-au dat alții părțile lor, m-am îmbogățit și într-o zi vom avea toți răsplată. Slăvit să fie Domnul. Știi că și ceilalți au o anumită parte? De-aia în creștinism e bine să nu disprețuiești pe nimeni. Nu contează culoare are. Nu contează că e pitic. Nu contează că e meirian el așa. Nu contează. Du-te lângă el și e partea lui și o să te îmbogățești. Doamne ajută! De-aia e frumos în creștinism totdeauna. Recunoaște că nu știi și învață. Vei învăța lucruri. Bă, dar mie nu-mi trebuie treaba asta. S-ar putea să-ți trebuiască în viitor. Dumnezeu te pregătește.
El cunoaște viitorul și așează lângă tine oameni care te învață anumite lucruri. Învață din tot. Sunt lucruri pe care le înveți. Știu că erau înainte anumite condiși la anumite întreprinderi. Așa, da. Și era partea cealaltă, trasolini, și spune, așa? Nu. Învață, măi omule. Dacă nu poți învăța ceva de bine, măcar învață să nu fii că ăla. Învață. Eu am învățat foarte multe lucruri de genul acesta, întâlnit anumiți credincioși aroganți, care el știe totul, care el comentează totul. Și în timp ce îl vedeam așa cum el tot își dădea cu părerea, am spus, Doamne ajută-mă să n-ajung niciodată ca asta. Că pot ajunge, dacă mă străduiesc, ajung. Dar să n-ajung niciodată ca el. M-am ferit de lucrul acesta. Câteodată când vine cineva la mine și discută și îmi vine să-i zic câteva, știu că am întâlnit situații de-astea de oameni care nu au priceput tactul vreme și nici pastorația. Se răsteau la ăla, bajocoreau pe ăla și eu asistam și spuneam, Doamne, ajută-mă și dă-mi înțelepciunea să nu fac niciodată. Vine cineva la mine câteodată și îmi vine să mă răstesc și eu la el. Și în timp ce mă turez așa să mă răstesc la el, îmi aduc aminte, Doamne, și Duhul Sfânt îmi spune, s-ar putea să devii ca ăla care l-ai văzut tu cândva și care răcnea la fratele ăla și îl speria. Și dintr-o dată mă opresc, spun, prea iubitul meu, frate, Dumnezeu să te binecuvinteze. Mi-a dat Dumnezeu înțelepciune și n-am mai strigat la tine. Cu toate că parcă merita, dar sunt lucruri pe care le înveți, măi, potrivit și sunt lucruri care nu sunt potrivite. Sunt cuvinte pe care poți să le spui de pe poziția ta și sunt cuvinte care poți să nu le spui, n-ai de ce să le spui. Le înveți, frații mei. Ori învățând aceste lucruri, ajungi om destoinic, sfințit folositor stăpânului tău în orice lucrare bună. În orice lucrare bună. Eu, de obicei, îți chemat să predic Evanghelia, dar poți să cânt când n-are șini, atenție. Când n-are cine, de obicei când anunț că poți să cânt, după predica mea să ridic conducătorul, fratele, vezi eu să cânt o cântare. Când n-are cine, poți să cânt. Dacă nu este om de ordine, mi-am luat exonul și m-am dus și am făcut de ordine. Fără nicio discuție. Zâmbesc la toți oamenii, bine ați venit la noi, cu tare. Păi ăsta e păstorul vostru, n-are face. Dacă n-are cine, mă duc eu să fac. Trebuie să fiu capabil să fac ce-i nevoie acolo. Ce-i nevoie. La momentul de... Nu-i nimic jicnitor, umilitor pentru mine. Am învățat, frații mei. Am învățat. Slujba de ordine e ca și slujba celui care predică. Slujba de cântare e ca și slujba celui care predică. Toate slujbele sunt evaluate de Dumnezeu și dată răsplată. Ca atare pentru mine nu e umilitor să fac o altă slujbă la care pot să o fac și să ajut biserica respectivă. De ce? Pentru că e o slujbă făcută. Dar am învățat lucrul acesta. Am învățat. De foarte multe ori te crezi chemat doar pe o anumită nișă. Dar te cheamă Dumnezeu să faci altceva. Mi-aduc și acum aminte că după ce am început eu să predic așa, Evanghelia, am ajuns într-o biserică a fraților creștini după Evanghelie, care m-au chemat să predic la o căsătorie la ei. Da, au riscat oamenii, ce să le fac? M-au chemat să predic la o căsătorie la ei și știu că am mers în biserică și m-am pus pe capul băncii cu Biblia în mână așa, să prind ei că eu sunt ăla chemat să predică. Stăteam acolo pe capul băncii și îmi dădeam seama, la un moment dat, doar trebuie să mă chem. M-am uitat la amvon, amvonul era undeva sus și erau vreo 4-5 trepte ca să ajungi la amvon. Știi? Și cum stăteam eu cu Biblia așa, m-am babat pe umăr așa un bătrân din comunitatea respectivă și spune, tinere, vino cu mine. I-am luat Biblia și am spus, m-au recunoscut. M-am dus cu el, am ajuns la treptele alea. Și mi-a spus la treptele alea, ajută-mă să urc treptele. L-am ajutat pe bătrânul să urc și treptele, că doar nu puteai să ajungi la amvon fără să urci treptele. L-am ajutat pe el și eu mă îngrămădeam după el și am spus, du-te înapoi, tu te-ai chemat numai să mă ajut să urc treptele. Știți că am învățat? De atunci nu mă mai repet niciodată. Bineînțeles că lucrul ăsta e ușor să zâmbești, să spui, ce s-a întâmplat lui fratele Virgil? Dar vouă nu vi s-a întâmplat? Ați învățat? Bun, după ce ați învățat, ați fi în stare să spuneți altuia, cum am spus eu? Că normal eu trebuia să bag toată treaba asta într-un cufăr și cufărul ăla să-l arunc în groapa Marianelor, care e cel mai adânc, cea mai adâncă văgăună din Oceanul Indian. Să n-ajungă nimeni acolo vreodată. Nu, dar am învățat de acolo. Am învățat că nu totdeauna când intri într-o casă a Domnului trebuie să fii pregătit de predică. Câteodată trebuie să fii pregătit să ajuți un bătrân să ajungă undeva. Câteodată trebuie să fii pregătit să iei pe cineva căruia i s-a făcut rău lângă tine, să-l iei în brață și să-l scoți afară. Până ajungi tu să predici, mai ai treabă. Câteodată trebuie să fii pregătit să zâmbești cuiva care eu zic că a avut un necaz sau să-i spui să știi că mă rog pentru tine la rugăciunea aceasta. Trebuie să fii pregătit. Dar toate lucrurile astea le înveți. Le înveți în casa Domnului. Dumnezeu să ne ajute.
Daniel a ajuns din rob la autoritate, pentru că în primul rând a știut cine-i. Pe baza faptului că a știut cine-i, a ales să trăiască în sfințenie ca Dumnezeul lui să fie de partea lui. Și Dumnezeu a trecut. L-a făcut să capete trecere. După care Daniel a început să învețe. Și omul acesta a învățat, Dumnezeu i-a dat înțelepciune și pricepere. În tot ce făcea, îl găsea împăratul de 10 ori mai deștept ca toți ceilalți. Deci nu era, cum să vă spun, de 10 ori locul 9, 8 nu era ocupat. Dar ăștia erau campioni în domeniul ăla. Din pricina faptului că au știut să-L aducă pe Dumnezeu la ei. Și ultimul lucru pe care l-a făcut Daniel, frații mei, și foarte important de știut, că la momentul ăsta este în glorie, de 10 ori mai deștept, răspunde de toate treburile Babilonului, este mâna dreaptă a împăratului în tot ce se poate. Și știți că foarte mulți credincioși și tineri, după ce ajung undeva sus, uită de Dumnezeu și de rugăciune, uită de sfințenie, uită de cinste, uită de marți seara. Dintr-o dată el care conduce concernul, firma, dintr-o dată el care este cunoscut, dintr-o dată el marța seară nu mai are nevoie de rugăciune, dintr-o dată el nu mai citește Biblia, dar de rugat nu se mai roagă, nu mai are timp, dintr-o dată, de ce? Păi am ajuns, domnule, unde trebuie până acum așa. Daniel a rămas sfânt, frații mei. Daniel a rămas sfânt. Și dacă o să observați dumneavoastră, oameni care au căzut de pe calea Domnului, oameni care nu mai sunt ce au fost înainte, proroci, predicatori, văzători cu dașamin, nu mai sunt ce trebuie. Nu-i pentru că Dumnezeu i-a dorit acolo, ci pentru că oamenii aceștia, după ce au ajuns un anumit nivel de revelație, de descoperire, de înălțare, i-a pus Dumnezeu în autoritate, n-au mai rămas în sfințenie. Au crezut că pot să-și permită. Au crezut că la ei merge. A crezut că lucrurile acelea lor li se permit, mă repet încă o dată. De aceea e important să fii atent în domeniul ăsta, să rămâi în sfințenie, să rămâi în curăție. Citeam despre unul dintre teile evangheliștii americani, care la un moment dat a fost prins de fiscul american, că a băgat mâinile în caseria bisericii, după care a fost prins că a fost infidel soției sale. Și când era în pușcărie, condamnat de justiția americană, în mod special pentru problema cu banii, a mers un reporter la el și l-a întrebat, domnul evanghelist, dar nu-l mai iubiți pe Domnul? Și l-a spus, dar cum să nu-l iubesc? Eu dintotdeauna l-am iubit pe Domnul. Dar cum de s-a făcut că dumneatale, din iubirea asta de Domnul, ați ajuns acum în pușcărie și acuzat că ați fost infidel, dovedit că ați fost necredincios soției dumneatale? Și l-a spus, eu dintotdeauna l-am iubit pe Domnul și acum îl iubesc pe Domnul. Singurul moment care s-a schimbat în viața mea a fost momentul când m-am temut de Domnul, am început să nu mă mai tem de Domnul, la predicile mele, la stilul meu, la ce aveam eu. Eu iubeam pe Domnul și Domnul mă iubea pe mine, dar am început să nu mă mai tem de Domnul. Am început să mă trag de șireturi cu Domnul, cu Jesus. Am început să-L trimit pe Jesus într-o parte și în alta și eu nu m-am mai temut de El. Și de atunci am crezut că îmi pot permite. Eu și acum îl iubesc pe Domnul, dar nu mă mai tem de El. Stimații mei, Daniel a continuat să rămână sfânt în temere de Domnul. Uitați-vă că dușmanii lui i-au căutat o vină lui Daniel. I-au căutat o vină. El de foarte mulți ani era în autoritate. Era mâna dreaptă a tuturor împăraților de acolo. Și dușmanii lui au spus, domnule, trebuie să găsim ceva la el. Credeți că dacă avea bani împrumutați, nu știau ăștia? Credeți că dacă avea vreo amantă, nu știau ăștia? Credeți că dacă avea vreo învârteală neserioasă, bani falsificați sau cine știe, trafic de țigări, nu știau ăștia? Da, da, i-au căutat și nu i-au găsit? Măi, Daniele, dar tu nu le ești mai moale cu sfințenia asta? Tu nu le ești mai moale așa? Tu nu te implici deloc așa? Dar ai ajuns sfânt, ai ajuns sus, ai ajuns deosebit, ai ajuns grozav. Dar mai lasă așa. Nu, nu, nu. Eu vreau să trăiesc în continuare în sfințenie pentru Domnul meu. Și dușmanii lui sunt nevoiți să recunoască că singura lui vină este că se roagă de 3 ori pe zi. De aia se pregătesc să dea o lege prin care nimeni să nu se închine la niciun zeu și Dumnezeu decât la împăratul. Pentru că au găsit că aia e punctul slab al lui Daniel. O, frații mei, ce binecuvântați am fi dacă oamenii ne-ar găsi și nouă punctul slab la rugăciune. Băi, prea pentru rugăciune asta, băi. Prea pentru rugăciune, prea pentru post, prea pentru Dumnezeu.
să ne găsească slabi acolo. Ei, pe Daniel au spus, aici îl putem ataca. Și pentru că l-au atacat în punctul rugăciunii, Dumnezeu a închis gura leilor când Daniel a fost dat în groapa leilor. Împăratul n-a putut să doarmă toată noaptea și a venit cu o întrebare dis de dimineață, a putut Dumnezeul tău să te scape, Daniel, și din asta, unde și eu am fost cu mâinile legate, fentat de legea lui ăștia. În sfințenie. Împărații s-au perindat pe rând. A venit Nebucanețar, apoi a venit Cir, apoi au venit vreo 4 împărați au trecut. Daniel a rămas la curte imperială, susținut și sponsorizat de Dumnezeu. Îmbătrânit și sătul de zile, îi se prezintă un înger al Domnului care îi spune lucruri pe care împărații ăia nu le-au auzit niciodată. Și permiteți-mi să vă citesc din textul ăsta biblic, din cartea lui Daniel, din capitolul 12, cu versetul 13, următoarele lucruri. Iar tu du-te până va veni sfârșitul, tu te vei odihni și te vei scula iarăși odată în partea ta de moștenire la sfârșitul zilelor. A fost privit de Dumnezeu ca om prea iubit și scump, om căruia Dumnezeu i-a descoperit planurile sale. Pentru că cândva Daniel, ca un tânăr amărât, fără părinți, fără țară, fără preoți, fără prieteni, fără nume, intra în Babilon ca rob. Iată-l aici pe unul care a câștigat autoritate nu numai în Babilon, nu întregul imperiu, ci un tânăr care a câștigat favoarea lui Dumnezeu, om prea iubit și scump înaintea lui Dumnezeu. Mulți dintre voi sunteți la început de drum. Intrați pe porțile Babilonului lumii acesteia și nu aveți nicio șansă. Nicio șansă. Lângă voi sunt părinții, dar de multe ori părinții nu-și dau seama prin ce traume treceți voi la școală, prin ce situație treceți printre prietenii și colegii voștri, ce anume și ce luptă spirituală duceți. Însă aș vrea să vă spun că dincolo de toți ceilalți care pot să nu fie lângă tine, există un Dumnezeu care apreciază sfințenia. Apreciază tânărul și tânăra care dorește să se păstreze în curăție, știind cine este. Eu totuși aparțin de poporul lui Dumnezeu. Am un Dumnezeu sfânt și eu vreau să trăiesc în sfințenie. Apoi oamenii ăștia învață. Oamenii ăștia învață, se pregătesc. Știu că lucrurile în viață nu vin la voia întâmplării, ci sunt rânduite de cineva mai atot înțelept ca ei, le iau ca atare, nu comentează, sunt oameni care în continuu își desăvârșesc cunoștințele și învățătura și atunci când ajung pe cele mai înalte culmi, atunci când ajung binecuvântați de Dumnezeu cu firmă și cu angajați, atunci când ajung să schimbe bicicleta cu jeep, atunci când ajung să aibă o grămadă de lucruri cu care Dumnezeu i-a binecuvântat și i-a înzestrat, ei continuă să rămână să trăiască în sfințenie, onorându-L pe Dumnezeul care i-a văzut ca niște tineri amărâți, intrând pe o poartă la care n-aveau viitor. Dumnezeu le-a dat viitor și i-au rămas în credincioșie. Mi-ar place să aud despre mine, despre copiii mei, despre casa mea, ca și despre voi, că Dumnezeu ni se adresează oameni scumpi și prea iubiți, pentru că am rămas în sfințenie până la capăt. Dumnezeu să ne ajute, facă Domnul ca acest cuvânt să aibă impact în viața voastră și să schimbă destinele celor prezenți aici. Amin.